acasă să te felicit, arăți foarte bine și vreau să-mi zici sincer, e mai ușor la bârnă sau pe tocurile astea de 12 cm? Bună seara, bună seara! Sinceră să fiu, aș minți dacă aș spune că e mai ușor pe bârnă decât pe tocuri, doar că pe bârnă nu mă dor atât de tare pingelele pe cât mă dor pe tocuri. Nu prea îți place să porți tocuri decât atunci când dress code-ul impune, adică dacă ar fi să alegi, nu ai alege, sau... Categoric aș alege să mă încalț în Adidas, doar că atunci când o femeie își pune un toc în picior, piciorul ei se transformă, este mult mai sexy, este mult mai impunătoare, pot să zic, dar în același timp îți dă și o alură de feminitate și eleganță și cred că noi femeile trebuie să simțim asta. Dar când vă pregăteați de campionate, de mondiale, de europene, vă lăsau să vă încălțați cu tocuri sau vă spuneau fără 10-12 cm să nu vă rupeți gâtul? Știi că noi în adolescență nu prea știam să mergem cu tocuri. Eu una mai fugea așa puțin piciorul. Vă interziceau, făceau să rămâneți la echipamentul de sport? Nu. Categoric, după fiecare competiție, indiferent că era internațională sau națională, aveam un banchet, așa îl numeam noi, unde ne întâlneam toți gimnaștii cu toate gimnastele și atunci puteam să purtăm orice doream, doar că noi preferam să purtăm Adidas pentru că eram prea obosite după concurs. Făceam înainte de competiție, să nu vă accidentați, înainte de competiție, dacă făceau să nu vă puneți în pericol picioarele cu tocuri. Nu ne interziceau pentru că știau cât de multă pregătire fizică facem la sală și cât de bine putem să ne încordăm glezna în momentul în care ne punem pe tocuri. Deci, pentru noi era un plus, pentru că mai lucram un pic gamba. Apropo de antrenamente, cât de mulți au folosit acum în America Express? Te-a ajutat la ceva faptul că te-ai antrenat de când te știi, de dimineață până seară, fără vacanțe, fără zile libere, fără weekenduri? Sinceră să fiu, da, m-a ajutat foarte, foarte tare viața mea de sportiv, însă cred că mi-ar fi plăcut mai mult să mă bucur decât să fiu competitivă, pentru că am fost în atât de multe locuri frumoase și cred că pentru mine erau momentele alea importante să câștig, să fiu prima și să fiu tot timpul acolo, în top, pentru că asta am învățat în gimnastică. M-a ajutat foarte, foarte tare pentru că am putut să rezist fizic, pentru că acolo este o competiție din punct de vedere fizic care te solicită maxim și atunci trebuie să îl faci și pe bec să reziste. Glumesc! Eu știu că voi nu aveți timp să socializați, să ieșiți cu prietenii, mă refer cât ai fost de performanță. Așa e viața voastră, vă asumați, știți unde vă băgați. Acum, pe de altă parte, această competiție a implicat foarte mult interacțiunea cu alți oameni, cu oameni pe care nu-i cunoști. Ți-a fost ușor să te bagi în seamă? Căci acum te știm, nu te cunosc foarte bine, dar te văd așa, nici mai retrasă, mai timidă, nu te văd foarte dubioasă să intri în curtea omului și zici, gata, eu la tine dorm în seara asta. Da, așa este, sunt mai timidă, sunt la locul meu, nu vreau să deranjez pe absolut nimeni, cred că asta a fost și unul dintre impedimentele pe care l-am mai depășit și acum sunt mult mai dezvoltată. Doar că o să vedeți cum s-a întâmplat acolo, pentru că nu pot să vă dau mai multe detalii. Dar da, sunt la locul meu și asta un pic mi-a dat de bătăi de cap. Știu că nu poți să dai detalii, dar vreau să te întreb, ai apăsat butonul de panică? Că voi ați fost două fete și singure și într-o țară, în multe țări, nu foarte... Din câte știm de la Irina, că a fost cam... ciudată experiența asta cu atentate cu și așa mai departe. Ați apăsat butonul? V-a fost frică în vreo seară? Sau v-ați simțit numai în siguranță? Cred că am avut o singură seară în care am avut puțină teamă, doar că eu sunt genul de persoană care merg, lucrurile se întâmplă la momentul lor și nu stau să mă gândesc la lucruri negative în general. Doar că da, m-am panicat și eu, am avut momente chiar și în timpul zilei în care am fost panicată. Dar că fac parte din viața noastră, cred că, aceste momente și eu mă bucur că le-am depășit pentru că am devenit un eu mult mai bun. S-a plâns mult? Hai că asta vedem! Vedem în curând! Veți vedea în curând dacă s-a plâns mult. Pot să zic că da!